Salutări din uite ce urât este în UK. Dar știi unde nu e urât? În Reghin, în Zalău, în Cluj. Ne vedem în turneu. Niște oameni, abia aștept. Bă, sincer vă zic, mă alătur doar de casă. Sper să fiu un podcast bun. Ne vedem la show-uri, vă pup. Goodbye, la revedere. Goodbye, la revedere. Dar asta pe ce? Pe Pornhub sau pe ce? Tu ai cont plătit? Trăiască patronii. Bun. E ceva, e o platformă în care poți să te exprimi și să afle, care îți pune la dispoziție șansa asta de a te arăta lumii și lumea să afle cine ești tu, de fapt. Așa cum ești tu, într-adevăr. Exact. Că tocmai ne-a trimis Luiza, am vorbit cu ea că să ne trimită un mesaj. Acum intră Luiza, zice că salut, veniți la show-uri ceva. Deci acum și suntem aici în București. Salut! Capitala României. Salut, Luiza, bine. Nu. Ce să spun, gânduri bune acolo peste gânduri canalul bune. Mânece, era să zic peste ocean, dar din afara Uniunii Europene. Pare că regret acum englezii că au ieșit din Uniunea Europeană. Crezi tu asta? Da. Ai dedus? Păi da, cred că sunt și sondaje, că 7% sau ceva regretă. Dar ce li s-a întâmplat? Păi sunt foarte mari, în primul rând foarte multe probleme de FOMO, infrastructură așa? Acum. Prin cum circulă navele, prin toată chestia asta de cât de mult se aglomerează aeroporturile. Sunt foarte multe căcaturi de stilul ăsta logistic. Pentru cum funcționează cu taxele, faptul că au trebuit să se reîntoarcă la cum fac toată chestia aia, că înainte era mult mai sudată. Plus că ajutoare de la Uniunea Europeană, numai o chibrită din alea albastre cu... Da. Nu mai poate să fure fonduri ca Cioloș. Chibrite sau chibrituri? Chibrituri. Fetița cu acolo, asta e și verificatul meu. Bă, ce tristă e fetița cu chibrituri, coaie. De ce citeam așa ceva când eram mici? Dar nu cred că am citit-o, cred că doar morții. Am colorat-o, cred, atât. Eu am citit-o. Am colorat-o și greșit. Afli la 6 ani cum mai sunt 3 chibrite acolo, 2 nici nu se aprind, dar e swear to God. Că zice în titlu, chibrituri, nu? Ok, cred că sunt ambele acceptate. Acceptate. Aia e că acceptate nu sună, sunt ambele științifice. Da, că așa și toate naționalitățile sunt acceptate. Și religiile sunt acceptate. Aproape că sunt tolerate, e variantă tolerată. Bă, dar erau, într-adevăr, erau mai morbide poveștile pentru copii, dar bă, aia acum, cu nu știu, era. Dacă deschizi, la cât content pentru copii există acum, e foarte mult din asta mild, așa, o floricică, e pe pășune, își face prieteni, un fluture. Da. Și chiar oricât de creepy erau sau de dark sau de bolnave, aveau o esență umană. Tot nu le lua, nu, tu cu mintea ta de copil nu ziceai, mamă, ce handicapați. Bă, atunci normal că nu ziceai, dar e o problemă de cum poate să te afecteze. Adică în zona poate că noi suntem mai morți în interior, că capra cu 3 iezi și a tăiat, că lupul a tăiat capetele iezilor și le-a pus în geam. Aveam de asta de Frații Grimm și erau și niște ilustrații. Frații Bă, Grimm oricum au fost bolnavi. Ilustrațiile alea, Frații Grimm, ceva s-a întâmplat. Cred că oamenii așa își mâncau picioarele păi când erau pădurile mici, din sau... Germania, îți dai seama. Se întâmplă lucruri, dacă sunt măgari care cântă la violoncel sau la ce se întâmplă, e dacă clar că acolo, da. Există o vrăjitoare într-o pădure care îngrașă copii ca să-i mănânce. Da. Da. Dude! Da, da, tu îți dai seama, adică nici măcar nu mi se pare viabil, așa, nu mi se pare un business bun, că ea se bazează doar pe șansa că la un moment dat o să piardă niște copii în pădurea aia. Adică e de aia da, a construit din casa de da. Ciocolată și din dulciuri, mă rog. Păi, cu casa aia, da, cu casa plus aia. Plus că dacă o ții la soare, se topește ce turta dulce sau ce mai are ea. Trebuie să ai grijă, foarte mare grijă. Păi da, mă, dar în pădure e mai ok, asta. Că e umbră. Da, aia era locuința, reședința de iarnă. Era la cabană, la dar cum, chalet. Și cum au scăpat? Au împins-o pe aia în sobă și ars de vie. Parcă așa, nu? Că s-a așa, băi, și-a sau împins-o sau și... Sau ceva, da, în cuptor. A băgat un cuptor, da, și-a băgat un cuptor și-a închis cuptorul. Bă, bine i-a făcut.
Dar asta când citeam o poveste sau când ascultam o poveste din asta, asta era mișto, că se termina și a ars de vie până la adânci bătrâneți. Hai, noapte bună! Da. Lupul la fel. Și a căzut prin... ăla a căzut în foc, unde ars? S-a înțepat în țepușe. Nici nu există un aftermath așa, adică nu zice care sunt urmările, că e clar că Hansel și Gretel nu mai sunt aceiași oameni după ce se întorc de acolo. Se întorc acasă la tatăl care ce? I-a lăsat sau ce făcea taxul? A uitat de ei, avea alți oameni sau a mai avut aceeași relație cu taxul? Ei doi, ce relație au avut? Că toată chestia asta cu vrăjitoarea... Bă, spațiu temporal, nici nu știm cât a stat acolo, tată. Cred, nu? Nu știm. Că zice că... Dacă au ieșit la 42 de ani. Mai trece o zi, trec două. Dacă erau ca voi, de nu se îngrașă, chiar dacă mănâncă căcaturi și a trebuit aia să se chinuie vreo 30 de ani cu ei. Cipuri, pizza la 3 dimineața. Dai seama, făcea Gretel acolo. Și-a urma cu bere. Făcea crossfit acolo, doar să nu... Era rib tot, numai ca să nu se îngrașă, să nu pună țesut adipos. Mamă. Eu cred că după aia plăcea și cu un pic de grăsime, că așa se face steak-ul bun. Nu poate să fie doar carne lean așa. Bă, da, trebuia să-i bagi într-o garniță. Știi ce mi se pare mie ciudat? Adică nu neapărat ciudat. Garnița, vorbeam aseară, garnița este cunoscută în toată țara. Sunt zone ale țării unde nu se pune carne la garniță? Nu. Se pune, dar se numește altfel. Da, la mine, spre exemplu, era la găleată. La mine la borcan. Și am mai auzit, se mai numește sloi. Ah, da. Prin Argeș. Că cred că arată așa, da. Ca o bucată de, da, un bloc, da, de e gheață. O metodă foarte eficientă, că timp nu erau frigidere și toate astea. De-aia îmi vine greu să cred că pe la sate și pe la asta nu e peste tot. Era metoda. Că asta e ideea de a conserva carne. Bă, dar dacă e să tai un om, să tai un om să-l conservi. Așa. Nu să-l consumi, nu să-l conservi. Pentru consum, da. Gen porcii pe la vreo 100 de kilograme sunt ideali. Să zicem, un om, cam ce gen de om ar fi cel mai comestibil așa? Trebuie să nu fie copil. Nici prea... Nici... Nu, e mai fragil. Ăla îl faci la proțap. Cu un măr în gură. La rătisor pui vreo 3 unul lângă altul așa. Și doar tornul ei încins pe ei. Mai e cu polonicul din seama. Dar trebuie să fie just. Poate asta ne-au făcut frații Grimm. Faptul că noi acum de asta vorbim căcaturile astea. Bă, da, să facem o carte de bucate cu alimente din astea de prin povești. Ce mai cu ce sau mărul otrăvit al lui. Ah, cum să faci mărul, lucruri, da, lucruri din da, astea da, care de la care mori. Cum să faci casa din dulceață, cum să faci mazăre dintr-un bob sub 20 de sartele. Asta, dar care e consistența unui om, care e conformația unui om perfect de consumat? Mai uite, spre mai exemplu, sedentar, voi sunteți, sau mai... sunteți destul de trist de mâncat. Da, mi se pare că sunt safe, nu sunt apetisant, cred. Da. Eu mi se pare o să că fie... sunt om din ăla de la raft, ca puiul, sunt alb, am carnea albă injectată, n-are cine știe ce nu prea mănânci valoare de țară, calorică. N-are voie, da. Nu trebuie să ți se vadă coastele, aș pune asta o primă regulă. Mai rotofei așa. Da, dacă ți se văd coastele, e mai mult mă chinui, mai mult rămâne între dinți. Aș mânca un kazac sau ce ceva unde... Kazac? Kazac. Om din Kazakhstan? Da. Zi, mă. Da, mă. De ce? Da, mă, kazac. Tu cum i-ai zice, kazah? Că e crescut la stepă, la... Da, sună mult prea random. La pășune. E de... Zi-mă, prostule, ce e kazah? În spațiu liber. Un om din Kazahstan, mă. A trăit în libertate. De ce? De ce aș mânca un kazah? Da. E free range. Da, asta mă face gândesc ouă și bune. Eu, că e free range și nu știu, mi se pare că sunt un pic mai rotunjori, așa. Din ăștia e o de carne la... bună, e jumate carne, jumate grăsime sau trei sferturi carne, jumate ăștia grăsime. Ăștia de la munte cred că sunt pic cam bățoși, așa, cred că e carne mai munciți. Da, și dacă e și frig sau bătut de vânt. Dar bine, pe de altă parte, pic, dacă îl faci la slow cook și aștepți 40-60 de ore, devine bun. Adică după iese osul... Ori l-au puci așa și îl scuturi. Aș zice un 75-80 de kilograme. 75-80, dar depinde și păi înălțime. Depinde înălțime, da. Mitran, să zicem. De ce se depinde? De ce se depinde? Mitran, să zicem, 1,85 m. Păi 85. Pentru că poți să ai la 80 de kg și 1,30 sau 80 de kg și 2,10 m. Da, înțeleg. 1,85 m, 90 de kg, un pic mai... Să mai ai și niște... Să ai și în ce prăji carne aia. La Mitran aș mânca gambe,
fudulii. Eu nu, dar să nu te atingi de ficat, îl arunci direct când ajungi la organe. Nu faci drop din el. Pipotă ceva. Nu ți iese pateu bun. Nu mai este, mă, nu prea se mai poartă canibalismul, asta este... Bă, nu știm noi că suntem într-o zonă mai civilizată, dar cred că există jungle în care în continuare se practică. Bă, dar în ce țară? Bă. În dar era, a fost de curând un TikTok așa Papua, ceva. Papua, Noua Guinee sau unde? Cu un jurnalist care era să fie mâncat că lua ca prostul interviu la doi canibali? N-ați văzut? Mamă, stai să-l caut. Se ștergeau ea la gură. Bă, vorbesc foarte, da, vorbesc foarte serios. Vedeau aia un copan cu reportofon. S-a super panicat. Și vai, de cât timp locuiți aici? Cu ketchup. Cum e cu ketchup, îmi place cu ketchup mult. Asta e, bă, trebuie să you gotta talk your way out of being eaten. Asta e tot ce îți mai rămâne de mâncat. Trebuie să ai papagal, să-i convingi pe aia că nu trebuie să te mănânce. Bă, dar trebuie să le zici lucruri, că na. Bă, știi, când e ți-e foame, lasă vorbăra aia. Uite cât îl chinuie. Bă, dar nu, ia iurea de oameni, mă, că nu pot să vadă. Păi na, las că îl păstrăm pentru când dai un save și revenim într-un episod ulterior. Ok. Uite, prost, eu nu-și dă seama că ăștia de fapt îl cam gătesc acum, că îi pun podabele bă, pe cașcă. Bă, dar n-are cum, mă, că e prea bine produs ca să... Erau mai mulți. Erau, nu era doar el cu aia doi, eu mai era și cameramanul cel puțin, dar au apărut două unghiuri, deci doi cameramani. Păi da, dar ce contează? Deci erau 3-2. Ce contează? Aoleu, cum se numea filmul ăla super sadic și de ampulea de când eram mici, când eram 2006? Cannibal Holocaust? Da, mă. Nu știu. Bă, ce mizerie. Coaie, este cel mai mizerabil, e cel mai mizerabil film. A fost interzis în o căruță de țări. E gor, e doar gor. Și eu credeam că e pe bune. Și evident că nici măcar nu e pe bune. Și e doar gor. Asta au decis să facă. Cu canibali care taie oameni și mănâncă violuri o, la decapitări, un moment dat astea, decapitări. O țestoasă care e ruptă în două ca să mănânce, să-i mănânce mațele. Bă, e documentar sau e film? E făcut ca un documentar. E un film despre o echipă cumva. Care se duc în Amazon să facă. Să duce în Amazon să facă un documentar despre un trip de acolo. Pare foarte... Adică e făcut și să arată, pare realist. Arată chestii absolut foarte... Totul. Păi da, mă, dar dacă mănâncă oameni, nu omoară oameni, cred că, pentru filmarea asta. Fula mea, ce... Asta zic, dacă se efectele... descoperi cinematografia. Păi nu, asta zic, dacă sunt efectele speciale, dacă-s believable, că așa, dacă faci un documentar... Da, sunt, arată foarte scârbos totul. Adică chiar sunt, arată mațe reale, arată tot astea. Au băgat două scene deja de seppuku în Shogun acum, da. în care cad intestine prin burtică. Ceea ce na, trebuia să facă și asta. Era timpul. Era și în Hannibal asta, cu unul care se sinucide. Cred că în Hannibal. Și își taie singur burta și când se aruncă de pe când se spânzură de pe teatru, cad în fața guvernului sau unde Flash, dacă era. Flash, așa, nu? Da. Sunet bun. Asta da protest. Nu să te duci să, da. Să vânturi un steag la Victoriei. Da. Stai-ți, frate, mațele sau în fața foc guvernului. Sau dă-ți piață, ca călugărul ăla budist în Vietnam. Și a dat el cu gaz pe el și a dat foc și a stat pozele alea de... Asta ne-a mișcat? Nu țipă, da. La început cred că n-a țipat. Până au făcut aia poza, da. Erau cu aia, 5 secunde, ești gata, da? Băi, dau! Băi, am ieșit pula, am clipit. Bă, dar știi că ce... Să fie ăla, bă, mai de o dată când am pornit blitzul. Bă, da, cumva emoționant, te mișcă o imagine de asta, dar mai știe cineva de pentru cutremură. Ce protesta? Asta e, mă, la asta mă gândeam. Pentru libertate. Ce fel, ce libertate? Erau americani la ei în țară. Și-a dat foc și... A schimbat ceva? Nu se mai poate. Dar a schimbat? Au plecat americani la un moment dat. Nu el a schimbat, dar a fost relevant. Adică erau deja persecutați partea aia dintre vietnamezi. Nu au dus-o neapărat mai bine imediat după. Deci asta era în Vietnam. Da. Ăla, călugărul în flăcări. Dar la un na, opinia publică în momentul ăla, nefiind decât canale media din astea tradiționale, era și greu să
meargă altfel decât din gură în gură până ajungea la un ziar sau ceva. Poza aia, dacă nu... Era doar poza aia dovada, nu exista social media să ajungă imediat la toată lumea să fie, bă, trebuie la să facem ceva. La fel mai e și poza cu fetița în fața tancurilor. Fetițe? Nu știu sigur dacă e fetiță. La protestul din China, la din piața, da, Tiananmen? Da. Da, dar pe ăla nu l-a călcat, știi? Păi nu l-a călcat. L-au holit. Da, da, da. Dar e șmecheră, da, poza așa, șmecheră, adică da. e un simbol. Dar dacă cumva vezi video-ul, gen se oprește și zică, bă, dă-te, ok, nu te dai tu, te ocolești. Ah, ok. E ok, vine și le-au de acolo. Nu mai țin minte exact, dar țin minte bă, asta că nu... Bă, tot mi se pare cumva impresionant, da, faptul că realizezi că... Ia uite cu aia, deci practic pentru că e un om aici, mută un tank. Nu știu, mi se pare că e un soi de simbol. Da, păi ăla a avut coaie, clar. Da. Mai ales într-o țară atât de... Și mai e un băiat... Controlat. Mega, adică e foarte ciudată situația. Dar a luat cea mai bună poza anului, undeva cu vreo 4-5 ani, la nu știu până câte premii a luat. Așa. Da. Cu un corb, e un copil de african. E un copil de african jos. Nu, e și un corb. Stai. Și e un bebeluș, clar ultra subnutrit, probabil mort sau whatever, și e un vultur sau un corb, nu știu. E mort sau nu e mort copilul? Nu-ți dai seama, că a, e cu spatele. Nu-ți dai seama, e poză, nu e da. Video, corect. Și e cu spatele, poate stă acolo și râde. Și e un vultur care e gata să-l atace sau ceva. Adică vulturul nu stă în picioare lângă el. La, a, nu, dar e așteptând să moară, da, cumva. Sau e direct înfipt. Și... Da, a avut super multe probleme ăla după, adică la modul de a luat o razna complet, din ce mai citisem, nu știu dacă s-a sinucit sau nu, da. A luat o razna complet de la faptul că i-a sărit toată lumea în cap de coaie, tu ești terminat, stai să faci poze în loc să dai vulturul ăla la o parte. Asta e, până la urmă, faci un jurământ când te apuci de jurnalism. Păi n-ai voie să intervii în natură, nu? Nu așa e. Și exact, pe National Geographic, pe astea, da. Moare puiul de hienă, aia este, moare. Deși am mai văzut că din ăștia mai dau apă la coala și eu mai sunt din ăștia care mai intervin. Care, sincer, din punctul meu de vedere, îți termin filmul acolo. Asta, na, uneori trebuie să mai și moară. Dar dacă mor așa din cauze din asta stupide că nu-și găsește puiul măsa, păi ia-l în pula mea și du-l colo după tufă dacă... Am văzut că e fix asta. Da, nu intervii. Atacă un tigru, niște cineva, antilope, da. Nu ești. Oh my god, guys, opriți violența. Da, e pula mea. Da. 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 Uși. Face asta la o ceată de gheparzi. Da, îți trebuie o mătură, îți trebuie și un pic de încredere. Zit. Mâncă mă, fii bolă, ești bolă de aici. Fă tarar în limba ta. Nu mai plac bobițele. Am văzut asta cu puiul de leu care și narau. Uite cum s-a pierdut de mama lui și dacă nu-și găsește mama, vine seara, uite, deja hienele s-au strâns, o să-l mănânce de viu. Și știam, eram pe caravere, nu știu, luați-l, faceți un gard, ceva, puneți o cană deasupra, puneți un bol mai mare deasupra, să stea acolo, un lighean, țineți-l acolo. Tot un lighean, măcar să nu simtă hienele. Bă, ceva! E fascinant. Spune. Că ăștia și îți dai seama că, bă, mai filmăm și noi când ne ține bateria și mergem, nu? Adică stau acolo pe teren când stau și pe aia se duc în cort și încălzesc o conservă de fasole până a doua zi, vadă, bă, mai trăiește leu sau luăm ceva de pe Shutterstock și terminăm. Asta sau măcar să o joci, ok, nu intervii, îmi zici, adică îmi arăți puiul de leu, uitați cum urmează să moară în două ore, uite cât de înfricoșat este și cât de nașpa sunt hienele astea. Lasă-l să moară, dar măcar după aia bagă un cadru, am încercat, uite, am ajuns prea târziu, dă un cadru cu ei când aleargă și fătu-te în gură, bă, am încercat. S-a încercat. Măcar atâta să zici. Bă, da, apropo de Shutterstock, am văzut astăzi o știre și mi se pare fantastic. Când ești mic, crezi căcaturile astea până afli cum funcționează B-roll sau whatever, montajul. Da. Bă, băiatule, a fost o știre că a scăpat un dobitoc, care un criminal, a scăpat că n-a avut poliția grijă de el, n-avea cătușe, nu nimic, și deodată a făcut sanchi, a fugit în ambulanță și l-au prins azi noapte în Bihor sau ceva. A, în România. Da. Așa.
Dar în știrea aia, când era partea de narat în zona de și poliția s-a mobilizat, nu știu ce, cu aia exageram mâncația și pula ta, unde au exagerat cu Shutterstock-ul de mâncația și bă, țestoase peste țestoase, mitraliere, close-a pe goale, mitraliere. În zăpadă, când dădeau cu picioarele goale în copaci. Bă, și câteodată i-a valoată de tare. Imagine în al doilea război mondial pe cai polonezi din ăștia care se duc spre lagăr. Cadrele alea din Lord of the Rings, cum merg ei așa mult. Da. Deci e un băiat care, scapă nu ala de Shutterstock și se apucă ochiul. Dacă, dacă tot i-a pus să pună acolo în dreapta dramatizare, au zis bă, păi să hai tot hai să dramatizare să fie când îți legi o cască greșit. Deci ai evadat un băiat, un criminal zici? Mhm. Deci da, pentru că fuzese foarte periculos în sensul ăsta. Omorâse sau pe, își terminase omorâse pe nevastă sa. Nu, 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 chiar fuzese prins și era dus la analize. Mm-hmm. Și atunci acum polițiștii nu i-au pus cătușe în nimic for some reason, cu ai la criminali. Mi se pare exagerează în atâtea sensuri. O fi zis și ea ceva. Da. Or fi vorbit cu polițiștii, pe dubă și a zis, bă, dar nici dacă știi. Bine, mă, hai că te lăsăm fără cătușe. Așa, și deodată ăla era în ambulanță, doar cu un polițist, ambulanța deschisă, și a zis, dar nu plec eu, și a fugit. Și l-au găsit în Bihor, în pula mea. De unde a plecat, din București? Da, de la, adică, da, 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 că la Rahova trebuia să meargă. Vezi, dacă ai autostrăzi, se ajunge mai repede acum. Și vorbești, mă, una, două până în Bihor. Și l-a bătut pe polițist la... Nu m-a fugit! A, nu, nu violența, a deschis, nu a deschis ușa de la ambulanță și a luat-o la fugă. Asta mi se pare. Bă, dacă reușești să fugi, mi se pare dacă ar trebui să fie un loc în care dacă reușești, cum era Australia pentru pentru englezi. Te duceau acolo surferi condamnați. Da. Deci era o pușcărie în aer liber. Să fie un perimetru, dacă te descurci să scapi de lege până acolo, să te duci să străiești viața în spațiul ăsta comun. Eu aș fi de acord cu treaba. Locul ăsta se numește iad. Nu, dar fii atent, faci asta. Insula Mare a Brăilei sau ceva, într-un loc din ăsta izolat, dar mă, tot în libertate, dar ferit de restul civilizației. Dacă ai omorât oameni și pula mea. Păi da, să fie treci la... cu alți criminali acolo, bă, în societatea voastră. Omul ăla și-a omorât nevasta, adică mi se pare că sunt niște circumstanțe atenuante. Tu nu adică mai ai voie să te întorci în societate, rămâi acolo. Dacă ești căsătorit și ai omorât un coleg de muncă sau ceva, bine frate, ia maximum de pedeapsă. Dacă ți omori nevasta, coie. Știi? Lasă mai jos un pic. Dar ar să fie ca la gen The Most Dangerous Game așa de tu fii atent, primești 15 ani de pușcărie. 15 ani. Alegi, fii atent, ai de ales. Ori 15 ani și 2 ochi negri. Faci 15 ani de pușcărie sau îți dăm drumul pe insula Marea Brăilei, unde sunt 3 vânători de oameni. A, corect. Dacă tu scapi de acolo. Dar vânători doar cu arme albe. Nu să că un lunetist ăsta impus. Da, nu, impus că prea să repede. Să fie cu arme albe, dar dai seama că o să fie capcane, o să fie macete, arcuri, da, tot da, felul cu chestii. Harbalete. Da. Să aibă să ia la harbalete. Cu arbalete. Ia. Eu ce mă gândeam, adică ce mă deranjează e că se consumă fondurile statului și energie pe în reintegrat criminal. Bă, dar oricum e o glumă proastă reintegrarea. Da, nu zic pentru furat, pentru astea, pentru escrocherii, pula mea, chiar și pentru tâlhării, pentru lucruri care, gen, dacă ar fi lucruri care înainte intrau, să zicem, la pedepsa capitală, pentru ăștia, doar îi pui într-un spațiu în care să supraviețuiască ei, cum se descurcă treaba lor, nu mai au de-a face cu noi. Da, un soi de închisoare pe viață, te descurci acolo, te descurci, îți faci o cocioabă în pământ și că nu poți să-i omori. Dar știi că se întâmplă asta cu în Norvegia? Ați văzut documentarul ăla? A fost viral acum câțiva ani pe YouTube. De închisorile din Norvegia, dar care, uite, majoritatea oamenilor au o mare problemă cu ele, dar problema e că sunt extraordinar de eficiente. Mai exact, sper că Norvegia, nu știu dacă Nordic oricum, Danemarca sau Norvegia, nu sau știu. Suedia. Da, nu știu. Sau Finlanda.
și trăiesc aia bine pentru, sau care e problema pentru maxima, oamenilor? Da, pentru maxima securitate și pentru toate zonele astea, sunt duși pe o insulă care e destul de fucking huge, unde au totul de muncit, adică la modul tăiat lemne, construit cabane, făcut case, făcut morților, fiecare își dau joburi între ei, nu prea nici mai nimic, da. A, deci tot modelul Australia. Fac chestia asta de trăiesc, da, pe acea insulă, da. Și ce e cel mai interesant, toată lumea urăște cumva, că bineînțeles, primele comentarii sunt la modul cu aia, gândește să-ți omoare ție cineva fata și după, după să-l vezi că e în tabără, exact. Dar cel mai interesant la chestia asta este produse că, bune de export. Asta de rata de recidivare este cea mai scăzută dintre toate închisorile din lume. Ceea ce îți rupe cumva mintea, că te-ai gândit că dacă tu pedepsești și chinui foarte tare pe unul, ăla o să fie fuck that, eu nu mai intru încă o dată acolo. Da. Dar este fix invers. Ăia care o duc cât de cât ok sunt la modul asta cred că și se și integrează mult mai ușor după în societate. Au voie să se întoarcă în societatea aia? Deci nu sunt doar din ăștia... Nu definitiv, poți să-i lași, mă, total acolo necontrolat, să-i arunci acolo, să-i lași acolo forever și să... Cam asta e zona. Pe toată viața. Nu poți... Și trebuie și un niște paznici cumva, niște oameni care să... la malul lacului exterior, la mal cu crocodili, lacul. Cea mai combinație era pe vremuri, acum 150 de ani, când erai infractor în Franța, te trimitea dracu în Guine, da. În Caraibe, Papillon. Pe insulă, Papillon style, stai dracu acolo și... Păi asta zic, asta mi se pare... Bine, se... Uite, un serial bun, Papillon, ar trebui, dacă s-ar face o adaptare serial după Papillon, ar fi șmecher. Serial? Ca la cum am făcut acum, după Shogun. Da. Am văzut un film, două filme? Două filme, unul nu? Vechi cu Steve McQueen și Dustin Hoffman și eu unul mai nou cu... Băiatul ăla Charlie, blond. Charlie Hunnam, da, ăla din Sons of Anarchy. La... Asta că dacă ajung, asta e că ajungi într-o comunitate, că ești pe insula aia cu alți demenți, dar și demenții aia, să zicem, că cred că le fac și la aia o triere, nu trimit toți retardați acolo, tot să ai un pic de, să poți să te autosusții din munca ta, cred că îți găsești așa un sens, adică tu ai fost, nu te-ai integrat în societate, poate și de asta că erai frustrat, că nu te ascultă nimeni, că nu te iubește nimeni. Dar acum, fiind aici cu băieții ăștia, se creează ca în război. Ai o brigadă ta, da, și uite, lucrăm aici, facem ceva și îți dă un, asta și un sens și, în viață. Asta și acum. O zonă, pe principiu, comunist, cumva, de toată lumea muncește. Adică nu există că n-ai tu chef de muncă. Da. Nu, tati, muncește toată lumea. Și probabil că sunt exact, uite, cum spuneai tu, genul ăsta de oameni care n-au avut niciodată integrație în societate. N-au probabil avut o structură, n-au sau avut ceva, o, da. De li s-a părut totul, whatever. Dar după că n-au văzut că, uite, muncesc și rodul muncii mele, probabil că îți trăiește ceva în creier de, uite cu aia, nu chiar așa rea munca. Că mă gândesc că sunt și foarte mulți în zona asta de... Da, mă, s-a alienat mintea omului în societate așa acum. Adică sunt niște repere care oamenii nu neapărat că nu aderă la ele, dar nici nu le înțeleg așa. Nici nu știi pentru ce trăiești cumva, mi se pare. Sunt oameni care încearcă cum îmi găsesc și eu un rost în viață, dar nu au un talent sau o pasiune sau ceva neapărat și doar bâșbâie cu ce direcție am și eu în viață și deodată ești... Da, mă, asta e super problematic, dar n-ai ce să faci, că așa doar e construit deprimat sistemul cumva, e foarte ciudat. Că ți alegi prea de vreme totul în viață și tot așa și după trebuie să procesezi. Da, trebuie să iei decizii importante, da. Și după aia ești doar și supărat că nu e ușor. Tu iei decizie importantă la 17 ani că da, wow, inginer vreau să fiu sau whatever. Și după aia, da, e ciudat. Poți oricând să te reprofilezi, ia, bă, dar am dat drumul la... S-ar putea să se pună și prea multă presiune pe treaba asta cu oh my god, ce mă fac, care este rostul meu, trebuie să-mi găsesc ceva care îmi place. Există, că mare parte... Băi, clar că există. Băi, există. Nu, trebuie pentru doar să toată lumea existe, e clar că zic. Există. Să existe. Adică, I know, e mai nașpa, vrei, poate vrei alte lucruri, ai impresia că-ți plac, că ți-ar plăcea alte lucruri, s-ar putea să-ți placă, s-ar putea să nu, dar mi se pare că se pune prea mult accent pe treaba asta. În loc să mănânci, să mai dai o bucă, păi mai asta... dormi. Bine, într-un... Până să existe, e și competiția asta de social media, informație, comunicare la un nivel din ăsta de laudă, în care, bă, pot mai mult, eu trebuie să fac mai mult clipuri motivaționale, că, bă,
tu cine ești de fapt, da. Tu poți să faci mai mult, în fiecare zi trebuie să trăiești ca și cum ar fi ultima. Până și clipurile astea motivaționale care și... s-ar putea să fie cu poate cu intenție bună să te motiveze, dar cred că pe foarte mulți oameni doar îi face mai conștienți că nu sunt motivați sau că nu sunt productivi, da. Sau și, că, nu, și toată că nu fac ce ar trebui să facă. Toată mizeria care deja a ajuns memă de la toți milionarii care pula mea cu dormit 3 ore pe noapte și că restul e muncă și că au chestiile astea care în primul rând e clar că se cacă pe ei. Doar că nici nu pot să accepte că, da, sunt prea puțin care vorbesc faptul de, da, cu aia am avut și niște noroc sau pula mea, erau alte vremuri atunci. Știi? Nimeni nu vorbește de conjuncturi și de căcaturi. E, domnule, eu dorm 3 ore, marș-mă de aici că nu dorm 3 ore pe noapte. Du-te-mi la, la dracu, stai în casă de 800.000 de euro dacă tu dormi 3 ore pe noapte. Asta e un canal de motivație bun din asta, reel-uri, short-uri, ce vrei tu să faci. Cu unul din ăsta care în continuu zice doar cât noroc a avut să se povestească episoade din astea. Omul potrivit la locul potrivit. Da. Doar că... Dar și aia te frustrează după, că ia uite cât noroc au alții, bă, că mi-aș la... Da. Bă, oricum e bine că suntem... Acum, uite, ce am realizat, că suntem numai, suntem fără Luiza, suntem băieți aici. Hai să vorbim ceva... Ce putem să vorbim noi acum? Ce putem să vorbim doar acum? Cum ar veni? Ceva foarte băieți, ceva foarte băiețeală. Asta. Păi aseară Real City. Fotbal, nu pierdem public la fotbal. Politică. Ceva de interes. Politică, ce femeile n-au. Hai să vă zic pe cine am văzut eu pe Calea Victoriei. Am petrecut. Ia zi pe cine. Am petrecut weekendul trecut, ambele zile pe Calea Victoriei. Susțin foarte tare și chiar cred că e ceva foarte șmecher. Vă recomand să mergeți pe cât e de plin. Când dacă e prinzi loc, da. Haide, dacă prinzi loc la o terasă sau ceva, bă, chiar e șmecher. E așa un vibe plăcut și mă gândeam de ce e vibe-ul ăsta plăcut și vibe-ul e plăcut din faptul că nu te simți vinovat, că uite, inclusiv noi acum, bine, tragem podcast, hai să zic că avem ceva de făcut. Da. Dar în mod normal, dacă noi trei am stat acum la o bere aici și vezi pe Nicu și pe ăștia cum trec cu muncă, da, te simți o leacă vinovat. Dar pe Victoriei, e doar o gloată de oameni care merg de sus până jos, fără nimic în cap și toți fiind la fel de relaxați. Parcă te pune cumva într-un soi de vacanță. Mă rog, și eram eu pe Calea Victoriei, mă uitam la oameni, îi judecam. Și era fan, adică chiar tot felul de oameni șmecheri. Dar șocul pe care l-am văzut, și nu o să vă vină să credeți pe cine am văzut mai exact. Delia. Nicu Șordan. Nu, din nou, ar fi fost niște chestii, dar nu m-ar fi surprins. Te așteptai. Da, mă așteptam. Pe George fucking Simion, coaie. Bă, nu mi-a venit să cred. La pas pe Calea Victoriei, da, George Simion. El și cu allegedly nevastă sa. Bă, nu mi-a venit să cred. Că mi se pare Calea Victoriei, că de-aia zic, e un public atât de pestrit și la toată lumea a prins atât de bine inițiativa asta, zici, mai ales acum la început de primăvară. Da, dacă a stat la coadă la înghețată, îl votez. Era la Velocita. La Velocita. În sandale și... Deci vrei să spui, aici sunt două piste, ori George Simion nu e cine spune el că este. Asta categoric, e oricum clar un personaj forțat, că este, adică e ridicol. Părea, se integra în peisaj sau era îmbrăcat în ie și în Nu, nu, aia nu era, era pe campanie. Era în... Încerca să treacă era neobservat? Negru. Da, era în negru. Și îl mai opreau oamenii, îl salutau, adică nu e publicul nimeni, lui deloc. Nimeni. Nu, păi aia zic, dar nici nu l-a luat la muie, nici super... nu era la muie George. Nu, eu, mie dacă mai dădeai două beri, dacă venea două beri mai târziu. Dar am avut un șoc, că, repet, nu te-ai așteptat la George Simion să fie pe Calea Victoriei. Niciun sepepis, niciun nimic, n-avea nimic, gărzi de corp. Nu, el și cu nevastă sa. Da, am înțeles asta. Se uita după băieți. Exact, amândoi. Crezi că dacă ajunge izolat undeva cu George Simion, insula Marea Brăilei, insula Marea Brăilei, eu și George Simion, toată insula noastră, ajungi să-l simpatizezi? Nu pe el ca personaj politic, așa. Bă, cred că pot să trăiesc cu George Simion. Pa, așa. Așa pot să trăiesc și cu Dracu. Poți să până trăiești la urmă cu oricine, da. Cu George Simion? Cred că am pus vorbesc fotbal, dacă pare cu nevastă mea. Bă, m-am uitat la George Simion. Dracu l-a prins în Bihor. M-am uitat, cred că 40 de minute la el live pe TikTok, când se tundea. Și era la frizer. Și era în conferință cu încă vreo
8-10 oameni. Mai tot intrau oameni din diverse părți în ale timp ce lumii. Tundea frizerul, era telefonul da. În față? Ava bretonul ăla pieptănat, da, udat așa, da, pe nu, da, am intrat mai târziu când era la fade. Ținea telefonul în mână sau era pus undeva? Îl ținea în mână, mă. Și era acoperit fără mâine. Îmi punea frizerul pe telefon, mă. Stă un cap plutitor. Pentru că intrau feluriți oameni care erau în... într-un șoc, îți dai seama că au intrat pe live cu Simion și tot felul de țărănoi, că na. Cu domnul Simion, că nu-mi vine să cred, că Doamne ce bine faceți. Dar să vedeți aici, la mine în comună, la Chitila, că e primarul ăsta, cumpără flori în fiecare primăvară. Dar nouă ne trebuie flori, că dacă vă arăt gropile, of, că dacă ajung acum la grop, să vă arăt gropile din asfalt, că facem și noi ceva cu ele. Bă, și era... Pe TikTok era, asta? Da. Și era Simion, așa cum... Aha, aha. Și uitam la glândă de cum e tot. Da, da, facem. Hai să mai lăsăm și pe alții. Și asculta. Bă, ia, și oamenii ia în audiență, mă, de chestia trebuie asta. Să iei, trebuie să-i bagi în seama. Da. Păi de-aia e aurul atât de, de asta popular. E important? Ați văzut în asta, în 18-35, că aurul e cel mai popular partid în sondaje? În intervalul 18-35? Da, da, da. Bă, păi ce partid să fie? Că nu ai niciun partid. Zic. Asta e. Așa poate dacă văzut, ei pe personalități, poate sunt alții mai plăcuți. Dar ca partid... Erau pe Victoriei, bineînțeles, la strâns de semnături, că erau ultimele zile. Erau oameni de la Reper, de la USR, de la Nicu Șordan. A, la... De la, da? Bă, nimeni. PSD, PNL, AUR, SOS, nimic, nimic. Ăștia le-au adunat de mult, nu? Doar a trebuit... Da, da, da. Le dau servită, cum făceam eu cu tezele la română în liceu, ce ai? Da. Uite, 200 de mii ce ai. Ce bun, ce bine erau servitele cu aia. Bă, am dat o singură dată și m-am simțit prost. Ce înseamnă, mă, servită? Când îți făceai subiectele de acasă. Da, 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 da. M-am da. Simțit prost din două motive. În primul rând că am copiat jegos. Adică se vedea, era mult prea frumos scris față de cum scriam de obicei, că le-am aliniat tot, normal. Făcut fără tăieturi, scrisul drept pe coală din aia A4. Eu niciodată cred că n-am fost în stare să țin un... toată foaia să fie rândurile paralele, aici era țiplă tot. Și am și scris în pula mea 8 lucrări în loc de una singură. Mai dracul învăț și scriu acolo. E mai mare stresul dinainte din care trebuie să fii toate astea. Și era și atât de simplu să copiez încât a fost degeaba, doar așa că se făcea, am făcut și eu, dar era prea, gen, dacă uitam ceva, mă uitam dracu încă și plus că la dracu. Aceste servite, ce e ciudat, e cum trecerea între de la a nu scrie nimic la a avea totul gata. Nu. Păi nu, că în timpul orei scrii niște căcaturi. Păi da, mă, dar niște căcaturi, dar care îți vine să le lebărțesc, care arată ciudat cumva. E da, clar că nu scrie ce trebuie. Și deodată este impecabil scris așa, aliniat, da, totul superb. Asta zic. Mai ai, dar nu, dar mai stai, te mai prefaci. Asta e nașpa, că trebuie să te și prefaci că scrii. Ai de muncă tot. Și apoi trebuie să e un joc, e un stres maxim. După aia trebuie să și joci, să nu dai dubii profesorului, mai cer o ciornă. O ciornă, da. Că eu mai am calcule de făcut. Mai faci de alea, tu băgam ești pula, mai rupi o hârtie, să pare că nu ți-a ieșit din prima. Bă, și mă mai uit, apropo de școală, mă uit pe TikTok, nu pot să mă abțin. Mă uit, e un trend în care sunt copii, clasa 10-a, 11-a, și e unul care se duce pe holurile școlii și merge la tine, la Virgil Ciulin. Virgil Ciulin, zi-mi ce clasă ești și care ți se pare cea mai frumoasă fată din școală. Tu care mă intervievezi, ești colegul meu sau ești un băiat de pe stradă? Nu, cred că e un băiat destul de popular la el în școală sau ceva. Așa. Nu știu sigur dacă merge în alte școli sau ce se întâmplă. Așa, și tu zici Adina Buzescu de la 9C. Și după, eu... ca reporter. Mamă, ce aș căuta acum pe Adina Buzescu, să văd dacă are o referință reală, Mitra. Nu e. Merg la Adina Buzescu de la 9C, zic, hei Adina Buzescu de la 9C, Virgil Ciulin zice că ești cea mai frumoasă în școală. Ție cine se pare cel mai frumos băiat? Aia zice Marius de la 12B, că pula mea. Mamă, se creează un triunghi amoros acum. Nu, nici măcar, că tot continuă, că nimeni, ei cumva nu se plac. Adică nu e... Fiecare place pe altcineva. Da. Nu e reciproc. Bă, frate, și sunt videouri astea de câte 5 minute și mă uit până la final.
Și nu se închide cercul niciodată? Nu s-au găsit? Nu s-au văzut să se găsit. Închide cercul, nu. E un oracol video, cum ar veni. Da, că dar întotdeauna ajunge, la... o întreabă pe una, de cine îți place? Și, de Ricardo, de la 12-a. Și Ricardo e mulatru plin de mușchi, face Ricardo. Da. Motherfucker, Ricardo. Da, chiar astăzi am văzut unul cu un brazilian, da. E să mor eu cu aia, e incredibil. Bă, da. Ricardo e și repetent, probabil. Și dacă te uiți la comentarii, bă, toți boomerii din lume. Ia uite, învățământul din ziua de azi. Căcaturi în astea, bă, ce, Ciulin, ce? Au și ei dreptatea lor. Ce cu aia? Ce niște copii. Că se întâmplă video-ul ăsta. Nu zic că e foarte bine că pe vremea noastră când erau videouri, erau foarte puține videouri pixelate și alea ori erau cu bătăi, ori se făcea o labă în ultima bancă. Și wow, ce se întâmplă? Se iau interviuri acum cu asta ce plus tinere, foarte... să mai face o labă pixelată cu aia când întârzie proful. Asta plus tu ce ca videouri băiat, bune se făceau în liceu. Asta plus tu ca băiat pe vremea noastră să recunosc că îți place de o fată. Mamă, what are you, a faggot? Da. Eu plângeam dacă venea băiatul ăsta să avea. Nu îmi place, nu-mi place de nimeni. E video acolo, mă rănjur că... Ziu. Foarte era bine. Da, videourile, primele videouri pe care le-am făcut cu telefonul primele, de aveam spațiu doar de 45 de secunde în telefonul la un coleg prin școala generală și făceam un fel de sketch-uri. Wow. Erau niște sketch-uri, dar trăiau doar până îl făceam pe următorul, imediat după. Era sketch-uri cu bătaie, ne băteam. Era în clasa 6, îți dai seama. Și a venit ăsta cu telefonul și era de timpul la mea, că filmează 50 de secunde, avem material, e bandă. Curge secundele. Și începea regia, că bă, deci tu vii, dai lui ăsta un picior în cap și după asta vine și zici, bă, ce faci cu colegul meu? Și îl bași și după aia îl arunci și atunci cut. Bun, scenă, s-a înțeles, bun. Se dădea startul, începea filmarea, se bătea toată lumea pe acolo, câteodată se mai și loveau. Se termina, ne adunam toți în jurul la telefon și zicea, mamă, cu aia, ce mai chiar cum i-a dat, uite, fii atent, zici că e real. Și era bun, ștergem, hai încă o dată. Asta erau zile întregi de așa ceva cu aia, era viața extraordinară. Ne făceam niște sketch-uri la care eu pățeam ceva la final. Tu intrai în bucluc? Asta erai personajul recurent? Bucluc, ori eram la cameră, ziceam ceva, whatever, ori aveam un discurs. Mai erau pe Comedy Central cu pisica aia, și... știi, care e o serie de reclame de Felix the Cat ceva, nu știu, Felix. Niște benzi desenate cu o pisică care în timp de un minut are un mix și la final îi cade ceva în cap. Sau se agață cam de un lucru, cam ăla erai tu. De obicei venea cineva și îmi futea una și mă băga într-un dulap metalic sau o chestie din asta. Și era ok când aveam puțină bandă, dar apoi a venit un băiat cu un N73 sau ceva, avea mai multe memorie și a zis, trage mai multe duble. Cât împătaie ți-ai luat. Dar era Caterinca, frate, ia uite ce bine sunt acum. De asta joci așa de bine, de asta ești atât de bine pe actorie acum. De aia sunt căutat acum. Dar erai pe overacting așa sau încercai să o dai natural? Încercam să dau... Cum o dădeam. Stăteai așa un pic cât intrai în personaj după, înainte? Nu, era, dar trebuia să dau cât de cât ok, că știam ce se întâmplă, știam unde ajunge clipul ăla. Unde și ajunge? Eu fiind trântit în dulap sau dau cu capul de bancă. Sau credeam că zice ușa așa să o ars cool. Credeam că ajunge pe internet sau undeva. Nu. Că există... Era Caterinca cu aia. Asta era doar să ne rănim. Să ne luptăm, să ne rănim. Da, dar uite, trăiai un moment. Și mai am un copil, am mai stat cu el la ore. Că face live pe TikTok când e la ore. Și mai ascult așa, mai vezi. Bă, deci tu spiritual, tu trăiești în clasa a 11-a acum. Virtual, nu spiritual. Virtual, corect. Ești în clasa a 11-a. Ce se mai întâmplă în clasa a 11-a? Pia de istorie, cam uistă. Și ăsta se filmează pe el sau filmează prin clasă? Nu, se filmează pe el. Comentează ce se întâmplă pe la ore? La nu știu câte donații. Așa. Își mai arată câte o colegă de clasă. Câți bani ai spart, Mitrane? E cuibar de oameni gripi acolo. Nu e nimeni de vârsta mea măcar. Toți sunt 60 plus care se uită la copilul ăla.
Și mai e așa, lasă-mă cu tratat de la Versailles, că am fost acolo, arată. L-am trăit astea, pula mea. Este ok, ok, dar la, la cât strandafiri are și picioarele. Și mai e așa că, bă, bă, gata, că mă ascultă. Sau, da, face căcaturile alea de pare că, a, nu, că a plecat colega de lângă mine și e marș, că se vede umărul în continuare. Zi, hai, arată, nu, că nu vrea ea, stai, că nu-mi zici tu mie ce să fac. O arde șmecheraș așa. Bad. Dacă e să, nu știu, nu știu dacă neapărat mă oftic, dar cred că mi-ar fi plăcut să fiu un pic mai romantic. Să zic, la liceu. Adică eu de fiecare dată când am stat în bancă cu o colegă, da, n-am încercat niciodată, nu m-am dat la nimeni. Niciodată n-am încercat. Da. Wow, da. Aveai la cine? La oricine, la orice fată care am stat în bancă, că aveam în explozia 16 ani. Hormonală. Cu mintea de acum, bă. Dar acum, să zicem, uite, se întâmplă, ne băgăm, vă băgați la somn. Da, și acum și acum, printr-un om, mai simt câte o mână pe spate și nu mirică, lasă-mă în pula mea în pace. Vă băgați diseară la somn, se întâmplă o furtună, mâine vă treziți în corpul vostru, din clasa a 11-a sau a 10-a. De la furtună, mă? De la furtună. Așa, trebuie să o introduci cu o furtună. Sunt niște mase de aer, e un câmp electromagnetic aici, este o ruptură în multiversuri, whatever, ce se întâmplă aici. Numai pentru câteva secunde nu mai există gravitație, totul plutește, se întâmplă ceva. Se oprește planeta, că atunci e o mare problemă, că de la asta, de la, cum îi zice, cum mă? Se învârte. Inerție. Păi da, dar de la inerție zburăm cu toți în clasa 11-a. A, ne întoarcem toți în clasa 11? Nu, doar tu. Doar noi, da. Ce doar tare. Voi. Mamă, și trebuie să vii la noi, că noi am uitat de tine. Adică noi nu știm că tu ai existat. Și acum voi faceți podcast cu un băiat de clasa 11? Da. Nu, pe aia e, că tu ai toate amintirile și tu vrei să te întorci la stand-up, îți bagi pe la nea de școală, că nu e ca și când nu stai să dai bacul. Și trebuie să vii la noi să ne convingi că nu, cu aia, că tu chiar ești cool, că nu știu ce. Trebuie să te bani la părinți de tren. E de treabă. Deci eu sunt în corpul meu de clasa 11 cu mintea de acum? Da. Așa. Păi, și cu toate amintirile, noi nu știm foarte, că ai existat. E foarte, foarte ușor să combini acum. E mai ușor. Da, da, o să combin cu mintea de acum fete de clasa 11. Exact. Asta vreau să zic. E weird as fuck. Da. Nu poți să faci asta. N-ai cum să faci asta. Adică da, dacă ai mintea de acum, ai cum. Cine te prinde? E doar ești tu cu tine. Cum poți să demonstrezi de poliția că de după fapt după buletin, da, nu? După ai, buletin ai, aș fi. Ai mintea de acum și nu-ți plac fete sau whatever. Ai mintea de acum, care crezi că este cea mai în vârstă fată pe care ai reușit să o agăți, tu fiind în corp de clasa 11? O profesoară. Crezi că ai reușit? Da, da, și știu, da, și care. Lejer și eu la fel. Eu nu cred că ați reușit, mă. Bă, la cum arătam eu în clasa 11, puțin probabil. Într-adevăr. Dar în același timp asta vorbeam că păi, și o șantajezi. Găsești noi, o metodă. Noi pe vremea aia eram, adică nu ne dăm seama că aveai și o profesoară de 25 de ani, 26 de ani, care și ea avea 26 de ani în gâtul măsii. Na, da. Nu știu, adică nu că nu știa prea multe, dar era o fată. E ușor să pici în ispită cu un pic de validare. Da. Din partea. Băi, atât de ciudată. Eu mi-amintesc, eu am făcut. E prea ușor. Am făcut în liceu pedagogic primele 4 clase, că era 1-12, și aveam de la clasa 10-a, 11-a și a 12-a, din când în când veneau, fiind liceu pedagogic, veneau elevii să facă practică la niște copii proști, da, cum eram noi. Bă, băiatule, cât de rău. Deci dacă ieșea învățătoarea noastră, autoritatea supremă, dacă ieșea din clasă, mâncați-a pula ta, nimic, bă, nu exista să poată, adică fete care plecau plângând din clasa aia pentru că doar ești un copil idiot de clasa a doua, ceva. Nu realizez. Da, și tu ai două, și copiii aveau 20 de ani, trebuia să... Nu, la mod... Stai, mă, am zis clasa 11-12. Nu, mă, asta... A, de la liceu pedagogic, da, nici măcar 20 nici de ani. Și mai... Da, n-ai nicio șansă să supraviețuiești. Era carne de tun, erai trimis acolo, acolo.
Da, vine vârtul să zică să tași din gură. Păi aia e. Asta și după realizez că la un moment dat ăia o să ajungă profesori. Normal că încep să aibă boală pe copii odată ce chiar capătă niște autoritate. Au sechele deja. Au traumele alea lăsate de la copii de 1-4 care sunt niște dobitoci, evident. Așa cum e și mai ușor să faci bullying la profesor, că înainte profesorul nu știai, plecai de la școală, nu-l mai vedeai până la următoarea oră, nu știai ce se întâmplă cu el, el poate doar corecta lucrurile sau mai învăța matematică. Acum mai cauți pe Facebook și vezi că are o poză cu două pisici și dai seama că eu termină doamna profesoară, ce cu cuvertura aia în sufragerie? Să fim serioși. Am văzut un story de la sorsa lui Luiza, de la Miruna, că face, ea face meditații la germană cu copii. Și am văzut și eu, da. Pe Skype, pe pula mea, pe web. Și zicea că i-a dat follow un copil de ăsta de 10 ani pe TikTok. De clasa 3 pe TikTok. Și pe ea pe TikTok pune, adică tot pune. Da. Lucruri de să ții la un tânăr, terminat de tânăr de 21 de ani pe TikTok, da. Și cu aia zici că hai că ia și tradum astea două propoziții foarte bine, Andrei. Și a zis că ăla de față cu ea e foarte da, doamna. Și după aia like. Și după aia varum, ia vol și apoi doamna profesor. Dar pe de altă parte sunt acum pe TikTok, sunt o grămadă de fete convențional bune care predau lucruri, care te învață lucruri. Și de la cine înveți mai bine lucruri dacă nu de la niște doamne bine? Că ești atent, da. Ești dacă da. Ești ceva. Nu neapărat la ce spune, dar da. Atent ești. Ești locked. Păi da, nu, dar știi că și când ești la școală și că te ascultă la geografie, ia spune podișul getic sau doamna ceva. Rozeanu, să rămână. Și tu, Rozeanu. Și tu, pentru că nu știi sigur, ai învățat cumva mecanic, știi unde e la, pe ce parte a caietului ai scris, cu ce culoare, ai un pic de amintire. Așa, podișul genic, dacă podișul mă uitam genic, la curul tău. Avea colanții aia roșii. Atunci, colanții roșii, era pe la Târgu Jiu. Ok. Faci de un 5, să mori, dar nu faci de un 5. Adevărat. Sunt eu nebun? Asta e problema, că profesorii nu știu să predea, frate. Da. Cel puțin, deci ca profesor, trebuie combinat un pic. Ca profesor femeie, dacă tu ții, uite, la geografie și fiartă pe podiș getic și te-ai dori asta să învețe toți copiii, ți l-ai făcut pe țâțe și l-ai arătat. Da. Dacă da. Ai făcut vârful asta cu moldoveanu și vârful omu. Deci nimeni, absolut nimeni, jepii mari. N-o să fie, n-ai cum să nu reții. Și aici depresiunea culinară. N-ai cum să nu înveți. Sau boys. Uite, eu am avut la matematică profesoare nu neapărat pe care să le dorești. Desexualizat. Da. Carnal, trupește. Da. Doamna Gherguș, o femeie extraordinară. Extraordinar, super, un pâine al Dumnezeu. O respect maxim. Dar dacă când preda Pitagora, arăta o țâță și tu nu voiai să te uiți, te întorceai către tablă. Știi? Da, trebuie adică să merge și să stea în spatele clasei dezbrăcată, ca să fie toată lumea ochii la tablă. Boys, hai să ne ducem pe Comedy Box. Astăzi facem... Sau n-am fost pe Comedy Box? Nu, asta am fost pe YouTube. Știi când îți place de cineva, îți place de o gagică, din cartier, să zicem, dar zice almul, zici, pe asta... Asta o fute toată lumea, s-o fute în curând, da. Mai era, place de ea? Era peste tot, bă, cât de... Și poate fata era extraordinară. Eu cred că prima curvă am avut în clasa 6-a sau ceva. Da. Coaie, băieții atât de idioți. Păi da, dar tocmai pentru că mai bine să nu aibă nimeni sau să creăm o imagine proastă despre fata asta la care poate aș avea o șanse. Dar nu te combina tu cu ea, cu ea, că asta se fute cu toată lumea. Da. Iar nu se fute cu nimeni, dar măcar nu o futem toți. Asta de vorbă de băuți, unde te duci, uite, mă duc la o gagică, arată-mi și mie, nu ți-o arăt că sunt gentleman, hai bă, arată-mi că este prieten, eu arăt. Și acum... Și asta e o poveste deformată, că i-a arătat din prima. Nici măcar nu m-a întrebat, uite cu aia, ce fute te arată. Mă rog, și ții minte că el s-a uitat și a zis, mamă, ce borâtă e. Și am zis, nu-mi pasă, e borâta mea. E borâta mea și habar n-ai ce suflet pune.